pe taxe și impozite. În 2004 era de două, vorbim de RON, de 29 de milioane de RON. Ce înseamnă acest lucru? Era vorba de impozite și taxele pe apartamente și pe teren, în mare parte. Deci reține, circa 30 milioane de RON. După ce am făcut acel curs, mi-am calculat și eu am venit în țară și mi-am calculat cum se strânge acest buget. Domnilor, Bacău avea un număr de hectare care se impozita. Da? Când am făcut calcul și am înmulțit cât e pe metru pătrat cu numărul de hectare, lipseau cam 30 de milioane. Încă o dată. Domnilor, știți cât strângem acum în 2011? 60 de milioane de RON. Au crescut suprafețele în Bacău? Nu. Tot 4.600 de hectare. S-a dublat numărul construcțiilor? Să vorbim de impozit după apartamente? Nu. Tot același. Doar că avem 1.500 în plus față de 2004. Concluzie. Dacă vrem într-adevăr să stopăm aceste lucruri, trebuie să le stopăm, în primul rând, corupția mare. Iar eu acest lucru îl consider corupția mare. Doi, impozitul pe venitul global, pe salariu. Știți cât era? 44%. Știți că vine la primărie. Strângeam în 2004 30 de milioane de RON. Am făcut calcul și am spus, câți salariați sunt declarați? Atâți. Care e media impozitului că îl plătim? Atât. Câți bani ar trebui să strângem? Atât. Vă pot da și o să fac publică toată această evoluție din 2004 până acum. Știți cât avem impozit acum strâns? Avem circa 110 milioane de RON. De la 30. Domnilor, unde rămâneau acești bani? Sau de ce nu se strângeau acești bani? Pentru că nu se declara corect și pentru că nu-i verifica nimeni. Sau nu avea interesul să-i verifice. De ce? Pentru că exista corupție și pentru că nu existau legi. Astăzi, rețineți, față de 2004, avem cuantumul impozitelor în România, în Bacău, cu 14% mai mic. Deci rețineți, sunt cu 14% mai mici decât cele din 2004. Deci un cetățean nu mai plătește, să zicem, 2 milioane pe un apartament impozit, plătește 1.700.000. Deci cu 14% mai mic avem 110% mai mare. Cuantumul impozitelor strânse.